sunt Ana, sau Cindy pe YouTube. Bine ați venit pe canalul meu, dacă este prima oară când ajungeți pe acest canal. Despre ce este vorba? Păi, discutăm la o cafea despre diverse lucruri. Vă povestesc câteodată și întâmplările mele de timpul săptămânii sau din weekend, da? Călătorii pe care le fac aici în Franța, pentru că aici locuiesc momentan. Sau dacă nu, vă povestesc despre alte lucruri pe care eu le consider importante și vi le povestesc pentru că cred cu tărie în ele, nu știu, spre exemplu, ritualuri de îngrijire sau partea aceasta de uleiuri esențiale și mai învățat ce pe partea asta de dezvoltare personală sau profesională. Așa că dați un click, da, pe clopoțel, adică subscribe și apoi click pe clopoțel, da, da, știți voi foarte bine. Și rămâneți informați cu, nu știu, ce mai postez eu pe aici pe canal. Dar astăzi despre ce o să vorbesc? Astăzi continuăm cu un subiect despre uleiurile doTERRA. Da, da. Ok, v-am povestit cum s-a întâmplat cu partea asta de înscriere, da, kitul de înscriere, câteva informații așa legate de compania aceasta, de ce apreciez această companie și etapele prin care am trecut ca să mă înscriu. Astăzi, acum o să încep să vă vorbesc un pic, pentru că deja cred că sunt din mai, august, 3 luni, da, de când folosesc aceste uleiuri în mod frecvent și o să vorbesc astăzi despre un ritual de îngrijire a părului. Da, da. Ia uitați, se strălucește. Cum nu strălucește? Nu, nu, nu. N-am fixat bine lumina. Stați un pic. Nu. Ok, o să vă povestesc un pic, despre ce variante aveți, da, cum să le îmbinați cu șamponul vostru pe care îl folosiți în mod curent. Nu știu, și experiența pe care o trăiesc eu. Dar haideți să-i dăm drumul la partea de intro. Ok, bun, hai, după pauza publicitară, da? O să vă povestesc exact, practic, cum fac eu, cum procedez eu. Păi, dacă ați mai urmărit videourile mele, știți că folosesc acest șampon de la Rituals în momentul de față. Este un șampon pe care l-am achiziționat online și în care, mă rog, am încercat să inscripționez Ana și Sorin, dar na, nu prea a ieșit treaba. Și unde mi-am, pentru că da, am încercat să fac o chestie super mișto, dar a ieșit nu prea. Ok, am încercat, da, să îmbin ce, cum au zis ei, două elixiruri, da, să fie un șampon antimătrează și de nutriție. Ok, a ieșit mai mult partea asta de parfum, într-adevăr, acest șampon face parte din ritualul Sakura, da, pe bază de, un șampon pe bază de ulei de argan și shikakai. Ok, deci ca, nu știu, textură, parfum, super, n-am ce-mi zice, dar, na, rezultatul nu este super mega, nu știu, nu sunt foarte încântată. Bun, și acum, ce vom face noi ca să transformăm acest șampon în ceva și mai, și mai bun, da, și mai eficient? Păi avem uleiurile de la doTERRA, ce vom face cu ele? Este foarte simplu, vom adăuga câteva picături, da, voi face, apropo, deci, acest porcănel, da, îl vom lua, da, am avut o cremă de la The Body Shop, îl vom lua și vom recicla, da, adică am spălat porcănelul și acum există deja conținut în el pentru că deja l-am folosit, adică am testat înainte să vă propun, da, orice vă spun eu, mai înainte testez, văd dacă este ok și apoi bineînțeles, vă spun și vouă. Ok, deci aici deja am un pic de compoziție, dar voi mai adăuga pentru că a fost super, super, super tare efectul. Practic am obținut un șampon care, ok, am amestecat peppermint și cedru. Haideți ca să vă arăt deja. Am luat, puteți să puneți bine, apoi partea asta de câte picături puneți este în funcție de cum le simțiți și voi, adică dacă vreți mai mult să fie un pic mai mentolat, îți pune mai mult peppermint, dacă nu știu, vreți mai mult să fie,
gen echilibrate, veți pune 5 picături dintr-unul, 5 picături din celălalt ulei. Depinde ce aveți voi. Eu o să vă spun care sunt cele mai bune uleiuri pentru îngrijirea părului. De fapt, cred că v-am și postat o poză la un moment dat despre acele uleiuri este vorba. Ok, deci am luat una, am luat o cutie de, din sticlă, da, pe care am reciclat-o. E foarte important să fie din sticlă pentru că na, plasticul nu interacționează cu uleiurile și s-ar putea să deterioreze ori plasticul, ori efectiv proprietățile uleiurilor. Deci, vom lua... Ok, hai să vă zic ce variante aveți. Deci, pepermintul și cedru. Ok, aceste două, eu pe aceste două, aceste două uleiuri le-am folosit. Sunt foarte bune pentru ce? Pentru păr gras și pentru păr care are tendință de cădere, da? Și atunci, adică cade foarte, foarte mult. Și atunci, numai pentru a stopa acest proces, da? Cele două sunt... Fapt, aceste două uleiuri sunt recomandate. Ce facem? Pur și simplu combinăm șamponul nostru pe care îl avem în baie, da? Bine, eu l-am luat pe acesta, dar fiecare puteți să utilizați practic ce șampon aveți voi, da? Și în acest borcanel vom face un melanj. Ok, și o să iasă... Bun, dar hai să facem, da? Că nu stăm degeaba, vorbim și nu facem nimic. Ok, deci... Vom turna, ok, ca să fie plin. Așa, voi mai lăsăm loc și pentru picături și ca să putem amesteca. Ok. Acum luăm sticluța de peppermint. Nu mai am mult, cred că am și terminat-o. Nu știu dacă se vede, e aproape pe fund. Ok, și eu voi pune, pentru că îmi place să fie mentolat. Acum, cam atât. Da, mi-a mai rămas un pic. Dar nu-i nimic că vine următoarea comandă. Ok. Și voi lua și cedru. Acesta este cedru. Și voi pune la fel 5 picături. Ideea este că în această combinație și pentru că avem peppermint, o să lase... părul, adică o să-ți creeze și o parte de răcorire a scalpului, ceea ce este superb acum în perioada asta caniculară. Nu știu cum este vremea la voi, dar la noi aici a fost o perioadă foarte, foarte călduroasă. Acum un pic s-a mai răcorit, dar totuși este foarte cald și atunci practic te ajută, da, pe lângă partea asta. Ok, deci ceva, cele de aceste două, deci sunt pentru păr gras, da, cu tendință de îngrășare și cu decădere a părului. Da, deci eu cam asta încerc să rezolv acum. Și bineînțeles, un pic de strălucire. Ok. Bun, hai să am pus cedru, da? Da, mă curge mai greu. Ok, bun, și acum... Vom lua această minunată linguriță, care cred că v-am mai arătat-o, da? Și vom combina. Ia uite ce frumos. Tic, 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 tic. Și uite, așa facem noi aici un mic laborator. Da, este... Ok, hai să vă să amestec și după aceea am să vă arăt și consistența. Dar nu schimbă absolut deloc consistența. Deci asta vreau să zic că puteți folosi orice șampon și nu se întâmplă absolut nimic. În schimb, veți avea, practic, un head and shoulders homemade. Da. Da, pentru că este chiar comparam senzația de mentol de la head and shoulders cu efectul pe care îl are peppermint. E, wow! Ok, bine, mie îmi place să amestec, dar puteți să amestecați, nu știu, de 2-3 ori. Așa, cam așa, am amestecat foarte bine. Ok. Bun, și avem borcanelul nostru pe care îl vom lăsa în sala de baie și vom apela la el de fiecare dată când vom merge să ne spălăm părul. Ok, ideea este că efectele, bineînțeles, vor trebui urmărite în timp. Cred că este nevoie de mai multe spălări, da, ca să putem să vedem ceva consistent, dar abia aștept să vă rezultatele pentru... nu știu, așa, prima șamponare, sunt foarte mulțumită, părul strălucește și îl simt foarte lejer.
Bun, ok, deci această combinație, da, cele două, așa, sunt recomandate, am zis, pentru păr gras și cu tendințe de cădere. Mai avem alte două uleiuri, uleiul de lavandă și rosemary. Cele două sunt pentru creștere, da? Adică, nu știu, dacă părul este destul de rar și vrem să impulsionăm partea asta de creștere a părului sau de curățare, levănțică și rosemary. Ok? Și mai este părul cu tendințe de mătreață, da? Sau de iritare a scalpului. Avem uleiul de arbore de ceai, melaleuca sau titri. Și geranium, uleiul de mușcată. La fel, cele două, da, pentru păr cu tendințe de, nu știu, de iritare sau mătreață. Tuc, 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 tuc. Ok. Aceste combinații încă nu le-am testat, promit să le fac și pe acestea și o să vă dau eventual într-un mix story pe Instagram feedback-ul meu. Momentan, big, big, big like, da, adică chiar, chiar vă recomand, de asta am și vrut ca să fac acest scurt video. Bun, hai că vorbesc deja mult, 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 mult. Atât am avut de spus în episodul de astăzi. Dacă aveți și voi astfel de experiențe sau ritualuri de îngrijire a părului, nu ezitați să mi lăsați un mic comentariu, da, cu experiențele voastre. Vreau și eu să învăț de la voi, da, și să împărtășim, practic, să share-uim unii cu alții. Și cam atât. Dacă mai aveți întrebări sau, nu știu, propuneri de subiecte, eu le aștept la fel în comentarii. Și dacă vă place și găsiți interesante, nu știu, subiectele mele de pe acest canal, vă invit să-mi dați un like, un subscribe și chiar să apăsați pe clopoțel. Clopoțelul vă anunță, da, de fiecare dată când postez eu ceva pe acest canal. Bine, dragilor, vă pupăcesc, vă îmbrășișez și vă zic pe data viitoare! Revenit pe canalul meu sau bine te-am găsit pe canalul meu, așa că este prima